Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că n-ați uitat nici de Electrecord. Electrecord, compania care registra muzică. Mai există Electrecord? Mai există, da. Da? Și povești înregistrau atunci, povești nemuritoare. Da. Copii, vreți să vă spun o poveste? Teatru radiofonic. Și acum mai am vreți să vă spun o poveste? Copii, vreți să vă spun o poveste? Da. Electrecord există în continuare. Se întâmplă ceva foarte bizar la Electrecord. Cred că cineva, nu știe, cu curentul electric s-a curentat sau ceva, s-a resetat ceva acolo. Pe site-ul companiei, care acum e un studio de înregistrări, unde se duc artiști mari, a fost postat un articol, era și în seara trecută, acum dimineață n-am mai găsit, deci un articol lung în care se vorbește despre cât de periculoasă este muzica electronică, în sensul că aparține unui cult al morții, provoacă impotență și este pentru tinerii din ziua de azi un substitut pentru închinarea adusă lui Dumnezeu. Zău. Se referă la muzică, la muzică electronică. Tip house, DJ. Electro, techno, astea. Ce avem? Da? Untold, nu știu ce. Și aș vrea, am câteva citate. Fiți atenți, țineți-vă bine. Citez, da? Ghilimele, e identic. Un studiu, zice acest articol de pe site-ul Electrecord, a investigat efectele fiziologice și psihologice ale muzicii techno în scopul cercetării. Auzi, mă, snap ăsta al tău nu e techno? Nu e. Nu e. Bun. În scopul cercetării existenței unor modificări comportamentale produse de ritmurile acestui gen muzical. Astfel, 16 subiecți sănătoși e psihosomatic. Băgați cât mai multe cuvinte de-astea complicate de scris. 8 băieți și 8 fete cu vârste de 18 și 19 ani, adică tineri adulți, de fapt, au fost expuși în ordine aleatoare la muzică techno sau la muzică clasică timp de câte 30 de minute. S-a observat că în urma ascultării muzicii techno a crescut semnificativ rata bătăilor inimii, presiunea sistolică a sângelui și s-au înregistrat modificări semnificative ale stărilor emoționale. Ceea ce am și dădeau și din picior. Da. Exact. Foarte bine spus, Luca. Deci, practic, oamenii poate au început să danseze și în felul ăsta le-a crescut ritmul cardiac, nu? Evident. Mamă, e nenorocire. Deci a crescut ritmul când ascultau muzică. E clar, s-ar fi semn de boală. E demonism ceva. Crezi că le-a pus și Bach și au ațipit. La Bach au ațipit, da. Din culți. Da. Apoi autorul se dezlănțuie. Citez din nou. Un alt studiu a evidențiat faptul că muzica house produce impotență. Cercetările realizate de un grup de oameni de știință din Roma. Deci aici intervin cercetătorii italieni. Ca lumea. Prima dată când aud, până acum aveam cercetătorii britanici, canadieni și americani erau forjă. Ăștia italieni sunt suspecți, mi se ăștia pare. Ăștia au stat și au crucit-o mai mult. Deci grupul de oameni de știință din Roma au găsit că 66% dintre tinerii italieni suferă de disfuncții sexuale în urma ascultării acestui gen de muzică. Deci, practic, sunt sterili până la a treia generație. Da. Două treimi dintre tinerii italieni gata, sunt impotenți. Nu mai. Pentru că de ce? Pentru că au ascultat house. Mai avem. Apoteotic se încheie, e un cult păgân. Această afirmație pătrunzătoare a cercetătorului expert în religiile păgâne nu arată altceva decât că muzica electronică, încă o dată, articol de pe site-ul Electrecord, că muzica electronică, la fel ca și celelalte curente din muzica contemporană, este pentru tinerii din ziua de azi un substitut pentru închinarea adusă lui Dumnezeu, un nou cult care premărește disoluția sufletească și aduce adorație vrășmașului omenirii. Locul muzicii moderne este în cultura morții, ce înrobește curăția tinerilor. Înțelegeți unde bate? Curăția tinerilor. Înlănțuindu-le frumusețea trupească și sufletească și aducându-i victime supuse stăpânului întunericului. Amin. Aceleiași culturi a morții, Doamne ferește, îi aparține și o mare parte din muzica electronică de dans. Cu toate curentele și subgenurile sale. Disco. Mă, ți-ai fi imaginat că disco este cultura morții și provoacă impotență? Gloria Gaynor, săraca. Da, exact. A, ba, astea, Bonnie M, nu cântau disco? Ba da, ba da, ba da. Frate, îți dai seama că probabil că și 66% dintre tinerii români din anii 80 erau atunci impotenți? Bine că da. S-a terminat și nu mai zic de americani. Americanii erau... E vorba aici, nu amesteca lucrurile, te rog. Nu? Îi duci pe oamenii în eroare. N-are treabă cu impotența. Nu? Asta păi e cu Satan. Cu Satan. Și a început din anii 70, dar a început timid cu ABBA, cu astea, că n-aveau atunci nu... Disco, electro, n-aveau house. De mai ascultat house? Electro, da. Asculti, ești în pericol mare. Breakbeat, Eurodance.
Asta, eu am simțit că... Unlimited. Eu la tu Unlimited acolo am făcut diastolă. Am simțit că ți-a fost înlănțuită frumusețea trupească și sufletească, Luca. Ce pentru că asculți... Tu Unlimited te împiedici la Eurodance. Ce? Practic, tu aduci adorație vrășmașului omenirii. Cum dai drumul la Snap? Eu am simțit ceva din prima. Ești... Ăsta e cu Snap, nu, eu sunt cu tu Unlimited. George e fan Snap. Ăsta e, eu tu mă vezi că eu dau drumul la Snap numai la radio. E dracu gol. Băi, băiatule, deci mare grădina Domnului. Mamă, dar unii sar gardul cu prăjina, tată rău de tot, da, cu Dumnezeului, da, da, să publice așa ceva, adică este site-ul instituției pe cinstea mea. Deci se sparie gândul, vorba aia. Am vrea să dedicăm tuturor celor 66% de tineri italieni impotenți care au ascultat muzică house și tuturor celor care nu se tem de impotență când ascultă muzică electronică, fiți atenți. Vedeți că totuși e posibil să fie, da, un pericol. Dacă e ceva, dați-ne mesaj. Dați vina pe noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.